Mari, mergem în alt parc? Da. Hai! Hai în alt parc! La orele după amiezii, parcurile erau la mare căutare de către giurgiuvenii, care și-au dorit să se folosească cât mai mult de vremea frumoasă de astăzi. Printre concitadinii noștri se găseau și giurgiuveni de ocazie. Stimulați de vremea frumoasă, însoțiți de părinți sau singuri, copii de toate vârstele au ieșit să petreacă timpul în natură. Așa se face că astăzi, chiar după orele prânzului, parcul Mihai Viteazu era foarte animat. Cum este în parc după atâtea zile urâte și... Frumos, sănătate, da, curat. Cu copii, la plimbare. Ați ieșit și cu copii? Da, bineînțeles, cum? Singuri, dacă avem copii. De când ați mai ieșit cu ei în parc? Cred că de 3 săptămâni. Cum ți se pare astăzi în parc? Frumos, este cald. De când ai mai ieșit pe o vreme ca asta în parc? De mult timp. Tot în parc, pitici cu mingea pe alee sau tineri pe terenurile special amenajate pentru o partidă de mini-fotbal și ei tot de vremea frumoasă profitau. O altă categorie de giurgiuveni, împătimiți ai pescuitului, și-au rezervat la rândule câteva ore, căci vremea e bună, dar și pentru că... Fiecare are câte o manie în viață, altul să bea, altul să... mă rog, noi cu asta. Iar când a fost vorba de nemulțumiri, nu pe vreme s-a dat vina, ci pe apa încă rece, care a făcut captura nemulțumitoare. Ar fi bine dacă ar merge peștele, dar nu merge. Încă apa rece și nu merge. Avem o oră, dar de-abia am luat un peștișor. Conștienți de faptul că vremea frumoasă se va menține până la sfârșitul săptămânii, giurgiuvenii vor profita de acest lucru spre a-și găsi mijloacele agreate de petrecerea timpului liber. Cum sezonul cald se apropie, parcurile vor fi printre primele vizate de concitadinii noștri, ca și în anii trecuți de altfel.